să mergem însă în Parlament, pentru că după tot ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, o să vedem scandalul de la ședința solemnă a NATO. Este o ședință de urgență în biroul lui Liviu Dragnea. Cu siguranță s-ar putea discuta și despre această situație. Robert Kiș, a coordonatorului campaniei PSD, cel care a fost recent pus sub acuzare de către Direcția Națională Anticorupție. Ce date ai? Cine participă în primul rând la această ședință? Bun găsit! Cu siguranță este un subiect de îngrijorare în interiorul Partidului Social Democrat. Cât despre această ședință, vorbim de o discuție pe care a avut-o inițial Liviu Dragnea cu Călin Popescu-Tăriceanu, la care participase și premierul Viorica Dăncilă, și în biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputaților se afla și ministrul Justiției Tudorel Toader. Între timp, Liviu Dragnea a venit la sala de grup a Social-Democraților pentru a discuta în continuare cu cei care se ocupă de campania electorală din teritoriu. Vorbim de ședința aceea de coordonare a campaniei care a avut loc astăzi, pe parcursul întregii zile, desigur cu acel interval în care toți parlamentarii au fost în plenul Parlamentului pentru ședința solemnă. Vă spuneam, Liviu Dragnea a revenit aici pentru discuția cu liderii din teritoriu și cel mai probabil, după ce va pleca de la această întâlnire, va merge din nou în biroul său, unde se pare că a rămas în continuare Călin Popescu-Tăriceanu. Vom vedea dacă cei doi au ca subiect de discuție, desigur, și situația recentă prin care trece trezorierul partidului și cel care coordonează campania electorală și, desigur, dacă vorbim și de anumite măsuri care vizează domeniul justiției, în contextul în care președintele vorbește de referendum, în contextul în care președintele ar trebui ca zilele următoare să trimită și Parlamentului acea solicitare de lărgire a ariei de întrebare pentru referendumul din 26 mai și în contextul în care este prezent și Tudorel Toader în biroul lui Liviu Dragnea. Da, foarte interesant această întâlnire. O să vedem dacă vor fi făcute declarații. Mulțumesc, Robert Kiș, pentru aceste informații. Dacă vor fi făcute declarații după terminarea acestei ședințe, este foarte interesant.